Uite la ai. Uite, am oprit pe pastra, mă. Bravo, tati. Du-te, omule. Trebuie o dată un pic palma, dar data viitoare. Hai să încercăm să prindem un păstrăvior acum așa la o săptămână după concurs. Finul deja l-a prins din primele lansări. Da, da. Uite-l ai. Uite-l, s-a dus. Ah! Am scăpat. Iarăși în locul ăsta minunat. Băi, ești nebun, prima lansare aici, n-am și scăpat. Trebuie să... Să nu mai facem ca și în concurs, așa că te blocăm din start frâna. Așa. Ce fain o dat. Ba nu, cât să fie puțin destrâns în cazul în care la gheț, știi să nu... Aici ar trebui să stea băieții. Zona asta cu apă mai adâncă și mai liniștită. Vezi ce repede mi-a dat pasta. Numai... Făcut eu, nefăcută. Nu, e de barbetată. De la concurs mi-a rămas. Da. Măcar am avut fiecare câte o trăsătură. Cum? Măcar am avut fiecare câte o trăsătură. Da. Dar și eu l-am văzut. Da? Am văzut așa cum se zbătea acolo. Uite-l ai! Ah! Ai văzut? O să prindem câțiva, probabil. Ma, se pare că se repete istoria. Bine, cu debarbetat așa e filmul. Bine, finule! Bine, Finu! Ăla-i! Eu i-am luat aici, în curentul ăsta amândoi, care am agățat. Amândoi. Uite-l-ai, în sfârșit. Hai să vedem dacă și iese. S-a dus! Al treilea a scăpat. Cum? Am văzut! Da, păi nu! No. Așa e cu debarbetat. Aia oricum nu mă stresez. Că am venit numai să am câteva trăsături. Deja dorința asta mi-am satisfăcut-o. Mai fac și o poză. E destul. Bă, dar ce fain o dat! Cam roșie apa, dar totuși încă se hrănesc. Spre surprinderea mea. Să mergem și mai jos. Aici, pe locul ăsta, unde a stat cu Nea Blăjanu. Să vedem ce zice. Hai, poate de aici scot primul care pot să-l și pozez. De fapt, corect ar fi aici scot primul. Iar nu i-am scos. Vai, n-ați văzut asta. Deci au venit după ea până aici. Sau poate s-o văzut pe cameră, sper, nu știu. Efectiv, îl ținea numai în curent. Hai să vedem, poate vine și dă
A doua oară. Hai să încercăm treaba asta. Cred că e aici undeva. Nu s-a dus el prea departe. Uite-l-ai! Uite-l-ai! Ăsta a fost din ăsta natural. Natural, frățică, de aici, uite atât, a fost 10 cm dacă a avut. Ai văzut? Dar știi ce am făcut? Nu, mă, l-am ținut așa în curent. Deci, v-am spus că l-am văzut cum a sărit afară din apă. Aproape l-am prins în mână, aproape. Presim că așa, pe metoda asta, o să mai vină. Hai să dau pe acolo. Dăm așa încolo și de acolo o aduc. Uite la. Ah! Iar l-am scăpat. Tot frumos. Ăsta chiar a fost frumos. Deci nu știu să mai destrâng frâna, să mai las. Uite la. L-am luat. L-am luat de data asta, bă. Fii atent, finu. Hai să sperăm că îl și vedem. Hai aici, hai. Dar pare a fi altceva. Nu știu dacă e de la concurs. Hai aici. Bun, primul în sfârșit. Aici, primul care îl scot, am scăpat iarăși vreo 4-5. Bine, unul l-am scos și afară, dar mi-am udat mâna înainte ca să nu fie problemă. Mai pentru ăștia că nu cărăm mincioage și de-astea. Aici e frumoșelul. Vi-l arăt în sfârșit din mână. Până acum numai din mincioag ați văzut pe străvu. La mine, cel puțin. Fac și o poză, nu-i fac. Fac la următorul. Hai, prietene. Hai. Bun, bravo. Te-ai văzut? De două ori la rând mi-o dat nebunul. Și mai încercăm unul. Tot așa. Pe schema asta clasică. Nu trebuie să mulinezi. Îl lași numai în curent cât se observe. Dacă mulinezi, o tragi din față și n-apucă să ajungă. Cel puțin pe curentul ăsta așa puternic. Nu prea am avut trăsături. E pe partea alaltă. Ca și în concurs. Hai să mergem mai jos. Hai să mai prindem câțiva, nu? Ai prins și tu 2, ai scos 2, am scos și eu. Numai până nu am pus mâna deloc, o căzut pe lângă și după aia s-a dus, dar l-au fost indigen. Indigen de aici. Da, 10 cm. Dar e un semn bun. Bine că mai este. Oricum, în mincioag. Uite, uite ce frumos e. Și arată un păstrăv nativ de aici. L-am dezgățat frumos. Hai, ce mic ești, băi. Hai. Du-te. Hai să ne prindem unul. Pe la mic vi l-am arătat. Naturalul. Am mai prins încă unul exact identic. Dar ăla nu prea stat la poză, că a căzut direct înapoi în apă. Că s-a mai lățit un pic. Hai să aici, cred că ar merge să dăm și așa. Vedem. Ah. Uite-l ai. Atac la suprafață. Oh! Oh!
Bă, ăsta e de delfin, frate. O, dar știu de ce e delfin. A, nu, că tot din ala populată e. Aici, așa. De barbetat, o ajută mult. Hai, prietene. Lăsăm puțin să se odihnească. S-a dus. Bun. Bravo, bă, Ivane, bă. Ce tare. Aici, să știi. Deci pe pietrele astea sigur mai sunt. Am avut două atacuri pe lanseul ăla. Aia asta de pe mijloc și în partea aia văd că nu am noroc să prind. Uite-l ai. Uite-l ai. De pe mijloc am zis. Chiar acum. Hai dacă și scoatem. Hai. Hai, încetut. Cum? Nu, încă e aici, dar aduc în ce nu mă grăbesc, că după aia poate iar îl scap și pe ăsta. Hai să uităm puțin una. Hop. Bine, uite la încă unul, drăguț. Ce dragi mi se ăștia, nici nu vreau alții. Ne antrenăm un picuț. Hai. Du-te, prietene. Vedeți cum se duce. Stă acolo și pleacă. N-are treabă cu debarbetatul. Îi eliberez numai cu o găurică în plus. Care oricum se vindecă și din ce am văzut avea în gură deja două, deci. Una aici așa într-un metru. Nu. Uite-l ai. De pe partea alaltă. Stai să dacă nu scapă până aici. Dar la asta chiar îi fac și poză. Hai să vedem dacă te tem de poză. Faci tu o poză, Iliuță? Am eu la mine telefonul. Hai. Încă unul. E nu bolovan. Ah, cred că... Da? Se arăt pe strâmul. Stai să-i, dacă nu pleacă. Ah, o plecat. Când să-i arăt. Aici au venit și fetele. E mai adâncă. Da, așa cred. Dar dacă nu întrebăm, ne uităm. Am prins. Am prins vreo 5, 6, 7. Și Ilea și-o prins 2. Am scăpat o grămadă. Imediat nu ne vezi că ai văzut cum arată. Ne prind unul să vadă fata cum arată pe strâmb. Cum, dacă ieși soarele, ar trebui să atac ce mai... mai violent. Mai o dată până pe malul celălalt și gata. Va începem pescuit un alt stil. Stilul mal. Da, pe tu scoți de acolo, tati. S-a dus în pădure.
că povestea, știți povestea cu lupul? Eu cred că cu ursul. Aia e mai poveste. Hai să dăm o dată de aici, de pe pietricică. Că mi-e importă noroc pietrile. Aia cu... cu ciuperca? Ia la aibă, din prima mi-o da, bă. Nu te duci încolo, hai dă-mi colo, dă de aici încolo. Dă de aici încolo. Ba, mi-o dat, te spun eu sigur. Da, mi-o dat chiar acolo în partea aia. Ia la-i, uite la-i. Ai văzut? E prea mare, e grică ca aia. Da-ți dau eu mai mică, stai așa. Așa, mânuța odată. Asta e mai fain de poză. Hai, fă-mi o poză acum că bate soarele. Hai, fă-mi o poză că-ți dau și lingură după aia direct. Stai. Și ăsta și pare mai cumințel la poză. Sony! Bă, da, ce s-a îngrășat. De la concurs. Deci fain iasă fără barbetuță. Da, e tălicură să vezi. A, păi acum ești culmea. Intră cârligul. Stai așa să ne apropiem. Du-te. S-a și pus aici la liniște. Hai să mai prindem în partea asta aici. Mersi frumos, Iliuță. Stai să-ți dau ceva mai mic. Toate. Numai să ții firul întins. Stați un pic aici să vă arăt un pește. Hai acum, stai pe mine. Am scăpat acum, chiar în momentul ăsta unul. Și am scos unul înainte să veniți. Pe dar le-a dat drumul. Hai să văd pecele. Stai, iubire, că acum prinde date și ți-l arată. Stai acolo, tatăl. Cine? Acolo ce e tatăl? Pentru că a plouat. Ce? Când am fost, eu ai văzut că era cristal. Bă, oare din cauza că nu-i mai soare, nu mai colaborează. Uite-l-ai, o colaborat în sfârșit. De pe malul celălalt se știe, bineînțeles. Nu e foarte mare. Hai să-l vedem. Deja au abandonat să tragă. Wow, nu e așa mic. Am prins mai mișcă asta, cu mult. Oba! Uite iubirea lui tati! Uite piștișorul! Uite-l! Plințe mic, coatele din gură. Așa, ceartă-mă, că de ce nu i-am scos cârlig? Oricum e de barbetat, o să iasă foarte simplu, uite. Dar o sta numai că o trecut printre branhii, dar nu s-a înțepat deloc. Deci deloc nu a fost înțepat acest pește. Iată-l, da. Uite. Ce înseamnă asta? E colorat. Da. Ah, că e frumos, are pinte. Îi dăm drumul, așa, iubire? Da. Sau uite. A plecat. Aici a plecat între pietre. Haide. Să nu cazi în apă. Ia un costum de cavalul în spate. Ma, ce frumos. Ai văzut? Foarte frumos. Ți-a plăcut, așa-i? Și unde locuiesc pești? Unde locuiesc peștii?